Astăzi vom face topete. Dacă doriți să vedeți întreaga rețetă, vă invit să urmăriți ingredientele. 100 de grame de ciocolată cu lapte și alune de pădure, 150 de grame de zahăr și 50 de ml de smântână dulce. Și forma în care voi face topete. Acum voi lua un șervețel curat de bucătărie și voi pune un pic de unt lichid și voi unge fiecare formă. Voi lua și voi carameliza zahărul. Pun cele 150 de grame de zahăr, peste care adaug 3 linguri de apă. Și îl lăsăm să se caramelizeze. După ce zahărul a început să se caramelizeze, mișcăm ușor tigaia, nu amestecăm, ca zahărul să se topească uniform. După ce zahărul s-a caramelizat, adăugăm smântâna dulce. Și o lăsăm pe foc câteva zeci de secunde, după care vom pune caramelul în forme. Acum, cât zahărul este încă fierbinte, voi lua și voi pune caramelul în formă. La fel voi proceda și cu asta. Am pus caramelul în forme, acum îl voi da deoparte și voi topi ciocolata. Voi pune și voi topi ciocolata pe baie de aburi cu 40 de ml de smântână dulce. Am lăsat ciocolata întreagă ca să pot scoate alunele de pădure întregi. Ciocolata s-a topit, acum voi lua și voi scoate cu o furculiță fiecare alună. Și voi pune câte o alună în mijloc. Am terminat de pus și alunele, acum voi da caramelul la frigider pentru câteva minute la frigider pentru a se întări un pic caramelul. Acum vom lua și vom pune peste ciocolată. Am adăugat și ciocolata, acum le voi da din nou la frigider pentru câteva minute. Intrăm la frigider pentru 5 minute ca ciocolata să se poată întări, iar aici am ciocolată care mi-a mai rămas, peste care am adăugat un sfert de linguriță de cacao. Dacă vreți, puteți folosi ciocolata amar. Eu am adăugat peste ciocolata care mi-a rămas cacao și voi încerca ceva nou peste cealaltă parte. Voi adăuga peste ciocolată un sfert de linguriță de nes. Voi da din nou formele la frigider pentru 30 de minute. Topiul este gata, l-am ținut la frigider timp de 30 de minute. Dacă încercați pentru prima dată această rețetă, vă recomand formele de silicon. O să fie mai ușor de scos. Uitați cum arată. Dacă v-a plăcut această rețetă, să vă plac rețetele mele, vă invit să vă abonați pe canalul meu.